Înainte de depunerea contestațiilor, procentul de promovabilitate al examenului de bacalaureat era de 46,48%. Contestațiile au mai crescut numărul elevilor care au trecut bacul. Acum este cert, aproximativ 47,87% din numărul elevilor au reușit să promoveze examenul de maturitate. În județul Argeș au fost depuse 1537 de contestații. În urma rezolvării acestora, 111 elevi au reușit să promoveze. Față de anul trecut, promovarea din acest an a crescut cu 11%, spune Florin Gardin, inspectorul școlar general. Examenul de bacalaureat s-a desfășurat în județul nostru cu 6021 de candidați.